Salut la toți! Cu 3 zile în urmă am filmat un video despre cum puneam cartofi pe asfalt. Eram exact în locul acesta. Și atât astăzi, pe 22 mai, am venit să văd dacă n-au crescut cartofii. Și am descoperit că deja au pus asfalt deasupra la cartofii mei. Au trecut doar 3 zile. De aici urmează un dezavantaj pentru cei care fac permacultură, că dacă îi sădești pe asfalt, poți rămâi fără roadă. Și un avantaj pentru cei care au autoturisme. Trebuie sădit cartofi pentru ca după aceea să fie pus asfaltul. Deci eu recomand toți cei care doresc să aibă drumuri bune în Chișinău să sădească cartofi în locurile unde doresc să fie acele drumuri reparate. Rezultatul, vedeți, în 3 zile situația s-a hotărât. Poate e coincidență, nu știu. Haideți să încercăm să sădim cartofi în tot Chișinăul. Pe data viitoare.